Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad a fost gazda mai multor evenimente academice. În cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a conferențiat cu acest prilej părintele profesor Daniele Cogoni de la Facultatea Pontificală Laterană din Roma. Au mai fost organizate în același cadru două proiecte extracurriculare ale universității: Semnificația Stranei Bisericești astăzi, aspecte pastorale și muzicologice, destinat programelor de licență și masterat, și Importanța imnografiei în transmiterea și experiența credinței bisericii, adresat programului de studii doctorale. În deschiderea evenimentului, părintele decan Cristinel Ioja a salutat prezența înaltpreasfințitului părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, și a oaspetelui din Italia. În continuare, părintele profesor Daniele Cogoni de la Facultatea Pontificală Laterană din Roma a mulțumit pentru invitație și a prezentat conferința cu tema Ecleziologia trinitară a lui Dumitru Stăniloae în comparație cu cea a lui Marie-Jean Tillard, valoarea sa pentru dialogul ecumenic. Este o practică binevenită în biserica noastră, de altfel și în alte biserici, tocmai privind unitatea Bisericii Mântuitorului, să se consulte prin personalitățile rânduite și care ar aduce o contribuție la apropierea între confesiunile creștine. În acest cadru, iată teologia arădeană, care a practicat și în trecut această metodă de conferențiere reciprocă, a invitat pe profesorul de teologie, preotul dr. Daniele Cogoni, a conferențiat despre problema ecleziologică în convenire cu ceea ce ar fi programul de învățământ a doi profesori cunoscuți, părintele Dumitru Stăniloae și profesorul Jean-Marie Tillard. Iată, conferențiarul de astăzi de la Universitatea Pontificală din Roma a abordat acest subiect și o temă care a prelucrat-o la un înalt nivel, o conferință care a fost urmărită cu toată atenția și care ne-a dus la concluzia că este binevenit un dialog între biserici. Este îmbucurător faptul acesta de a întâlni teologi din Occident, iată, care receptează pozitiv și constructiv gândirea părintelui Dumitru Stăniloae, iar această gândire ne fascinează pe noi toți și în același timp dorim ca să o facem accesibilă prin conferințe, prin dezbateri și noilor generații de teologi, așa cum spunea părintele Dumitru Stăniloae, gândurile lui să fecundeze și gândurile altora. Iar Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, prin această conferință, nu doar că aduce un omagiu părintelui Dumitru Stăniloae, iată, venit cumva din partea unui teolog romano-catolic, ci în același timp evidențiază gândirea lui. Au fost puse în lumină două direcții ale metodei teologice în ceea ce privește hermeneutica teologică a părintelui Dumitru Stăniloae, în ceea ce privește direcția ecumenică, s-au pus în lumină acele texte ale părintelui Dumitru Stăniloae care, păstrând identitatea ortodoxiei și deplinătatea Bisericii Ortodoxe, lasă loc dialogului. La teologia de padre Dumitru Stăniloae e importantă. Teologia părintelui Dumitru Stăniloae este foarte importantă nu doar în cadrul teologiei ortodoxe, dar și în orizontul teologiei universale. Este importantă mai ales pentru că părintele Dumitru Stăniloae a propus o teologie nu abstractă, ci concretă, legată de viața omului.
În Occident, redescoperim această teologie a părintelui Dumitru pentru că textele sale sunt traduse atât în franceză, germană, engleză și mai recent și în limba italiană. Că este importantă descoperirea teologiei părintelui Stăniloae, o spune chiar organizarea unei conferințe internaționale la Roma în 28 octombrie, legată de personalitatea părintelui. În această conferință, care este prima organizată în Italia, va fi prezentată traducerea unui text al părintelui ce a fost redescoperit în Italia datorită inițiativei Papei Francisc de a descoperi rugăciunea inimii. Spune acest lucru pentru că știm cât a fost de important pentru părintele redescoperirea rugăciunii prin traducerea filocaliei. În a doua parte a zilei, studenții nivelelor de licență și masterat au participat la susținerea referatelor imnografia liturgică și formele ei în Biserica Ortodoxă, semnificații teologice și duhovnicești și muzica bisericească locală, izvoare, particularități, perspective, prezentate de cadrele didactice ale instituției de învățământ. Pentru programul de studii doctorale au fost prezentate referatele Importanța imnelor liturgice în transmiterea dogmelor bisericii și structura scripturistică și dogmatică a imnelor liturgice.